aceasta, având tema rugăciunea congregațională, vom atinge trei mari domenii sau trei mari subtitluri. Mandatul rugăciunii congregaționale, adică vedem dacă Biblia ne poruncește să avem o rugăciune congregațională. Vom vedea că unii sunt care neagă lucrul acesta. Care trebuie să fie motivațiile noastre în rugăciunea congregațională și, în final, metodele sau manifestarea. Cum arată rugăciunea congregațională? În primul rând, vorbind despre mandatul rugăciunii congregaționale, aș dori să îi sugerez fratelui Mihai să ne ofere o definiție simplă, clară, ce înseamnă, ce presupune să ne rugăm congregațional. Deci, presupune exact ceea ce spune sintagma asta, să ne rugăm ca și congregația. Acum, mai specific, Biblia, și o să vedem asta imediat, Biblia ne arată că suntem chemați să ne rugăm la oaltă. Mai specific decât atât, cred că, și o să vedem asta la metode, cred că este clar din Scriptură nu numai elementul ăsta rugăciunii, dar și forma care trebuie să o aibă, și anume e atunci când biserica, printr-un reprezentant, se unește în rugăciune. Da? Atunci când biserica, printr-un reprezentant, se unește în rugăciune și lucrul ăsta trebuie să se întâmple în mod regulat, în mod constant. Biserica trebuie să aibă o practică de a se ruga împreună printr-un reprezentant. Nu trebuie să fie aceeași persoană de fiecare dată, dar o practică regulată în care înălțăm o rugăciune comună lui Dumnezeu. O rugăciune împreună. Toți împreună ne rugăm aceeași rugăciune. Rugăciunea în comun nu e ceea ce mulți cred și practică, doar rugăciunea multor oameni în același loc, pur și simplu. Ci este o rugăciune în comun. O singură rugăciune rugată de o mulțime de oameni. Da? Și Biblia are, într-adevăr, un mandat puternic pentru practica asta prin faptul că ni se poruncește să facem asta. Sunt foarte multe locuri în Scriptură unde vedem că suntem, ni se poruncește să ne rugăm împreună ca și adunare. Și, în al doilea rând, vedem că practica asta era peste tot în biserica, în biserica primară. Da, probabil că aici ar fi important și să subliniem o regulă hermeneutică. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte când am discutat despre sabat și de ce el nu este o rânduială a Noului Testament. Este cel puțin două motive. Unul, nu este poruncit în Noul Testament și nu este practicat de biserica Domnului Iisus Hristos, biserica răspândită la neamuri. Și orice altă practică, inclusiv rugăciunea, o să dăm câteva exemple, trebuie să fie poruncită foarte clar în Noul Testament ca rânduială pentru biserică și trebuie să fie practicată. Da? Deci avem o pasaje didactice de poruncă de, pe care poți face exegeze, da? Explicative care arată că oamenii trebuie să se roage sau creștinii ca și congregație trebuie să se roage și de asemenea avem pasaje descriptive care ne arată că oamenii au făcut lucrul ăsta. Dintre pasajele prescriptive, porunci în Sfânta Scriptură clare adresate bisericii că trebuie să se roage? Păi sunt foarte multe, mai ales în epistole. Apostolul Pavel vine cu foarte multe imperative ca să ne rugăm împreună, imperative ca să, mai ales rugăciuni de mulțumire. Vedem lucrul ăsta în toate, să mulțumim lui Dumnezeu. Avem foarte multe pasaje care vizează, de exemplu în Corinteni, care vizează chiar cumva disciplinarea sau un element de disciplină în rugăciune, unde practica din biserica din Corint a fost deviată de la ce trebuia să fie și Apostolul Pavel atinge subiectul rugăciunii și taxează eroarea în rugăciune. Deci acolo cumva avem un pasaj într-un fel și descriptiv și prescriptiv. Descriptiv în sensul că el adresează practica lor și o descrie. Descrie ce fac ei, felul în care ei se rugau. Și prescriptiv în sensul că prescrie ce ar trebui să facă. Deci sunt foarte multe pasaje de genul. Aproape în toate epistolele am putea spune că există imperative de a ne ruga neîncetat, de a mulțumi, de a ne ruga împreună, de a ne susține în rugăciune. Și există și momente în care apostolul
Apostolul Pavel, de exemplu, cum am zis în Corinteni, e atent și despre metoda rugăciunii. Uh-huh. Deci este inevitabil. Am putea menționa câteva, Efeseni 6, de exemplu. Dar legat de Efeseni 6, de exemplu, și Coloseni, care sunt două pasaje paralele. Dacă cineva ar spune, de exemplu, că Efeseni și Coloseni, care sunt două pasaje asemănătoare, se referă, vorbește bisericii, dar fiecare să se roage particular. De exemplu, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Nu spune să facem când suntem împreună. În ce fel, de exemplu, ne-ar ajuta pasajele descriptive să înțelegem că rugăciunea asta se adresează bisericii ca și corporație, da? Că el zice, apoi vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. De ce am presupune că se referă la congregație aici? Exemplu, deci, exemplu cel mai clar este să mergem în pasajele descriptive. Citim un pasaj, de exemplu, cum e Efeseni 6 sau dacă mergem în Coloseni și vedem imperativul ca biserica să se roage. Dacă mergem în Faptele Apostolilor, de exemplu, vedem felul în care biserica își trăia viața și punea în practică teologia despre rugăciune. Și în Faptele Apostolilor vedem multiple tablouri din viața bisericii în care ei se rugau împreună. Nu era ceva de genul, îi strângea, să ne imaginăm așa o altă variantă, îi strângea Apostolul Petru pe toți acolo și spunea, uite, fraților, cam ăstea-s nevoile în rugăciune ca să știți în timpul săptămânii. La revedere. Nu. Vedem acolo în mod clar că ei se rugau în Duhul Sfânt, cu putere, toată biserica era la oaltă și era în rugăciune. Vedem, de exemplu, un episod în Fapte 13, da? Când e vorba despre o investire de oarecare în slujire, că biserica care postea și se ruga clar și în afara slujbelor, dar există un moment în comun de rugăciune, de dedicare, prin care, clar, cineva, probabil că, sau un grup de, din conducere, s-a rugat pentru a investi în slujire. Ca tare, biserica primară avea practica să se roage în timpul slujbelor, în timpul întâlnirilor comune. Și atunci e clar când Apostolul Pavel vine și spune vegheați ca să vă rugați, rugați-vă în continuu. Că el are în vizor practica asta și în biserică. Ar fi total absurd să credem că biserica practica în fapte ceva și Apostolul Pavel când spune asta nu se referă la asta. E cel mai aproape exemplu de felul în care îndemnurile astea sau poruncile astea de fapt sunt aplicate corect. Bun, dacă luăm de exemplu și Fapte 2, care a fost atins parțial duminică seara, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în legătura frățească. Dacă se referă la toți, nu poți să stăruiești singur în legătura frățească, da? Nu poți să stăruiești singur în învățătura, poți să stăruiești singur în frângerea pâinii. Evident, nu poți să stăruiești nici singur în rugăciune, că acolo toate spuse împreună, da? Asta e Fapte 2. Fapte 3 arată foarte clar, la ceasul rugăciunii se duceau la templu, nu să aducă jertfe, că nu mai aduceau, ci să se roage. Fapte 4, îi persecutați apostolii, biserica se strânge la oaltă, spune Scriptura, și toți împreună s-au rugat și au făcut o rugăciune. După ce toți s-au rugat, a fost umplut cu Duhul Sfânt și foarte interesant că e legat de misiune. Fapte 2, Fapte 3 legat de misiune. Interesant în Fapte 2, care mulți nu observă. Deci, de exemplu, în Fapte 2 sunt două referințe care se face la pâine, da? Și cele două referințe se face la pâine în două contexte diferite. Un context evident, din punctul meu de vedere, că e vorba de frângerea pâinii, adică de cina Domnului, în întâlnirea adunării. Celălalt context e vorba de ceea ce am făcut noi aseară la fratele Bogdi. Da? Câțiva frați și surori ne-am întâlnit și am mâncat și am avut părtășie. Da? Și evident că în timpul ăla am avut discuții din cuvânt, am avut rugăciune, am avut elemente de închinare. Cele două, rugăciunea care merge cu frângerea pâinii din biserică, e legată de rugăciunea și părtășia care merge cu frângerea pâinii și din afara bisericii. Deci trebuie să fie rugăciunea împreună în afara bisericii. Eu cu fratele Andrei, mă rog, eu cu dumneavoastră ne întâlnim și ne rugăm în grupuri, în întâlniri ocazionale. Și acea rugăciune în afara întâlnirii congregaționale de pline alimentează, pregătește biserica pentru ceea ce se întâmplă în biserică duminică. La fel cum părtășia noastră, unitatea noastră, părtășia noastră frățească prin frângerea pâinii în afara bisericii, nu mă refer la cina Domnului, mă refer la a mânca împreună, a petrece timp împreună, alimentează, amplifică unitatea care o simțim prin frângerea pâinii în biserică.
altă legătură există în momentul când eu iau cina Domnului cu niște oameni cu care realmente am legături, realmente petrec timp împreună, pe care îi iubesc, pe care îi înțeleg ca fiind frații mei, pe care îi cunosc, despre care pot să declar că sunt creștin, amplifică experiența aia. Același lucru se întâmplă cu rugăciunea. Eu duminică seara, dacă vreau să mă rog pentru fratele Vasi, de exemplu, da? Dacă eu am petrecut timp cu el și dacă m-am rugat cu el sau dacă el s-a rugat pentru mine, cunoaștem despre viața noastră, cunoaștem despre nevoile noastre, ne avem unul pe, ne avem pe inimă unul pe altul, da? Rugăciunea aceea, practica rugăciunii va fi amplificată, va susține. De aceea cele două merg mână în mână și foarte, foarte important să vedem că în biserica primară, viața bisericii, inclusiv de rugăciune, nu era doar la templu, doar la doar în cadrul întâlnirii de duminică sau de miercuri seara, ci era ceva constant. Da, și vreau să observați un aspect în fapte, de exemplu, când vedem aplicată viața de rugăciune a bisericii, foarte des este legată de misiune. Fapte 3, fapte 4, fapte 12, Petru este închis, biserica continuă să se roage pentru el. Fapte 13, biserica se roagă pentru învestirea cuiva. Fapte 4, biserica se roagă să fie umplută ca să, cu Duhul Sfânt, ca să facă misiune. Foarte des este legată, de fapt, de următorul subpunct al nostru, care este despre motivațiile rugăciunii și pe care le vom atinge în trei direcții. De ce să ne rugăm? Da? De ce să ne rugăm? Le menționez și apoi le tratăm pe rând. Dar numai un pic să concluzionăm partea cu mandatul. Okay. Deci, trebuie să înțelegem foarte clar că Biblia poruncește, da? Biserica primară a practicat, apostolii vedem clar că au practicat aspectul ăsta și mai mult decât atât, Domnul Iisus practica lucrul acesta. Domnul Iisus avea obiceiul să se roage cu voce tare într-un oarecare public. Clar, de exemplu, cu ucenicii, suntem în pasajul din Ioan, să ajungem la rugăciunea Domnului Iisus de mare preot. Acolo Domnul Iisus se roagă pentru ucenici și ei stau și ascultă rugăciunea lui. Da? Deci Domnul Iisus avea practica asta, este ceva total normal. De exemplu, dacă vrei ca să ai un grup de rugăciune, cum avea Domnul Iisus grup de rugăciune, ăla nu este un grup penticostal carismatic de rugăciune. Ăla e un grup în care lumea se roagă pe rând sau unde cineva, ca și reprezentant, se roagă pentru acel grup. Așa se ruga Domnul Iisus. Asta era practica lui. Da? El se ruga, ucenicii ascultau, ucenicii procesau, ucenicii se rugau împreună cu el. Cu siguranță speculez, dar cu siguranță Domnul Iisus îi punea și pe ei să se roage. Lucrul ăsta e evident. Deci Domnul Iisus practica, apostolii au practicat ceea ce au învățat de la Domnul Iisus și biserica a practicat ceea ce au învățat de la Domnul Iisus și revelația ne dă imperative, ne dă porunci ca să facem lucrul acesta. Perfect. Legat de motivații, de ce să ne rugăm sau în ce direcții se duce rugăciunea, am identificat în Scriptură împreună cu fratele Mihai trei direcții. Unu, pentru biserică, ne rugăm pentru biserică, de asta ne rugăm, având în vedere nevoile, scopurile bisericii și așa mai departe, adică rugăciunea funcționează ca o metodă a Harului pentru biserică, sau cum este numită în Sfânta Scriptură, zidire sufletească. Doi, ne rugăm pentru mărirea lui Dumnezeu, pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Asta e scopul tuturor lucrurilor, inclusiv a rugăciunii. Și trei, ne rugăm pentru misiunea externă a bisericii. Da? Existăm pe pământ, nu suntem încă glorificați ca să facem ceva și pentru oamenii din jurul nostru. Ok, legat de rugăciunea ca metodă a Harului. În ce fel, cum, practic, rugăciunea celorlalți frați din adunare mă zidește pe mine? Sau ne zidește? Cum mă zidește rugăciunea mea pe mine în public și cum zidește rugăciunea mea în public pe ceilalți frați, biserica, congregația? Multiple aspecte. Un aspect, de exemplu, faptul că rugăciunea corporativă te forțează ca să schimbi focusul de la tine la trupul întreg, da? La trupul local. Când tu te rogi, ai tendința, în mod natural, ca totul să fie despre tine. Da? Cerințele tale să fie despre tine și mulțumirile tale să fie doar despre tine. Sau poate într-un cerc foarte restrâns. Tu, familia ta, cei foarte apropiați. În momentul în care te rogi în adunare, în momentul în care înțelegi că ești acolo ca să zidești, să slujești adunarea prin rugăciunea ta, asta te forțează să zici, oh, stai un pic. Da, eu am o relație personală cu Dumnezeu, eu am o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, dar nu am singur, nu sunt singurul care are relația asta.
Relația asta e o relație prin care am fost pus într-un trup, prin care am fost răscumpărat împreună cu frați. Și în momentul ăla când trebuie ca să te rogi ca și un reprezentant al bisericii, realizezi că nu-i doar despre tine. Este despre ceilalți, despre întreaga biserică, este despre nevoile ei, este despre mulțumirile ei, despre motivele bisericii de laudă. Este despre cei din afară, cum zicea fratele Andrei. Deci în momentul ăla, un fel în care te avantajează sau te ajută rugăciunea corporativă e că schimbă focusul de pe tine, care e tendința naturală, pe alții. În primul rând pe cei din biserică și nu doar pe cei din, biserică. Da? În al doilea rând, un alt aspect ar fi aspectul ăsta, cum ziceam, de slujirea reciprocă. Deci când ne rugăm, de exemplu, ar trebui ca să dorim ca să fim călăuziți în rugăciunile noastre de Duhul Sfânt. Să fim călăuziți de Duhul Sfânt, de iluminarea Duhului Sfânt în viața noastră, de iluminarea Duhului Sfânt asupra cuvântului. Eu dacă mă duc în cămăruța mea și mă rog, acea rugăciune poate fi informată, poate fi modelată doar de harul și călăuzirea care eu am primit-o. E un lucru bun. Sper că am primit har și călăuzire din partea lui Dumnezeu, încât rugăciunea mea să fie într-adevăr o rugăciune prin Duhul Sfânt. Dar când mă rog în biserică sau când ne rugăm în biserică, fiecare beneficiem reciproc de călăuzirea, de harul, de luminarea care o primește fiecare dintre noi. Poți da un exemplu? De exemplu, cum aș beneficia eu de cineva, de faptul că cineva e călăuzit când se roagă? De exemplu, să zicem săptămâna trecută, săptămâna care a trecut, fratele Cristi a fost cercetat de Duhul Sfânt și a realizat că are anumite aspecte păcătoase din viața lui, da? Nu știu, nu ia biserica suficient de în serios, să zicem așa, ca idee. Bun. Asta a realizat fratele Cristi prin călăuzirea Duhului Sfânt. Poate a citit un text din Sfintele Scripturi. De ce zâmbești? Din Sfintele Scripturi, da? Și vine la biserică și la rugăciunea de mărturisire zice: Doamne, am înțeles din cuvântul Tău că nu trebuie să părăsim adunarea noastră la oaltă, că suntem mădulari în același trup, recunosc că nu am luat în serios suficient adunarea ta, etc., etc., etc. Bun, întrebarea e: oare nu mai sunt dintre noi care au nevoie de exact aceeași rugăciune? Care au nevoie să fie amintiți că trebuie să ia biserica în serios? Care poate au aceeași problemă și același păcat, dar nu au ajuns la concluzia aia sau n-au fost luminați în felul ăla? Deci cercetarea Duhului Sfânt asupra lui Cristi, în momentul în care el zidește, slujește biserica, devine cercetarea Duhului Sfânt asupra tuturor. Și acum eu, prin acea cercetare a lui, sunt cercetat. Dar eu, cu alte cuvinte, eu în timpul rugăciunii nu zic: da, măi, uite ce păcătos e fratele Cristi, uite ce păcătoasă e sora Leana, ce păcătos e cu tare. Eu, prin rugăciunea lui și călăuzirea pe care eu, cercetarea, călăuzirea, iluminarea pe care el o are de la Duhul Sfânt în rugăciune, eu mă pot verifica pe mine. Și devine o metodă a Harului pentru mine rugăciunea celuilalt. Dar mai ales dacă practic niște forme din astea foarte perverse de ipocrizie și fățărnicie în rugăciune, ceea ce poate fiecare, sau poate fiecare dintre noi am trăit într-un mediu din ăsta în care a existat multă ipocrizie în rugăciune, și poate să fie un șoc real pentru noi sinceritatea cuiva în urma călăuzirii Duhului Sfânt și a cercetării. Și devine o metodă Harului, o zidire sufletească prin faptul că mă deschide și pe mine, mă convinge de păcat. Poate îmi revelează un aspect doctrinar important pe care nu l-am văzut până atunci. Da, cu siguranță, de exemplu, dacă un frate se roagă, hai să continuăm pe tema asta, se roagă despre disciplina spirituală, de a fi prezent la biserică. Sau dacă un frate se roagă, dau un exemplu, miercuri seara sau duminică seara, nu în mod fățarnic, în mod real, afectat de faptul că se uită în jurul lui și zice: măi, duminică erau mult mai multe locuri pline și acum e cam gol. Da? Și îl doare, realmente. Nu e o chestie de genul, păi, nepocăiți ăștia. Și îl doare. Îl doare că frații lui nu-s lângă el. Îl doare că oamenii ăștia sunt departe de el. Pentru că înțelege că sunt mădulare în trupul lui Hristos și să simte uniți cu ei. Și el să roagă înaintea lui Dumnezeu și îl imploră pe Dumnezeu ca să se atingă de inimile lor și să-i păzească acolo unde sunt și să le deschidă mintea să vadă cât de importante sunt întâlnirile astea bisericii. Și fratele ăsta își varsă sufletul în sensul ăsta în fața lui Dumnezeu și în fața adunării. Eu îți garantez că dacă eu și cu tine auzim rugăciunea aia, duminică, când ne gândim ca să nu venim la biserică, vom fi impactați de asta prin Duhul Sfânt. Eu cred că Duhul Sfânt va folosi rugăciunea aceea, da? Și lucrul ăsta e adevărat despre orice. La o rugăciune de laudă. Cineva laudă pe Dumnezeu pentru anumite aspecte din caracterul lui Dumnezeu la care eu n-am contemplat niciodată, poate. Și zic,
minunat, ce Dumnezeu minunat avem, uite ce frumos o sublinea sora Liliana lucrul acesta din caracterul lui Dumnezeu. Și eu nici nu m-am gândit săptămâna asta la lucrul ăla. Mă voi gândi din momentul acela. Pot ca să laud și eu împreună cu sora Liliana în rugăciunea, prin rugăciunea ei, aspectul ăsta al lui Dumnezeu. Deci în felul acesta rugăciunea este o slujire. O slujire a celui care se roagă ca și reprezentant față de întreaga biserică. Și el trebuie să caute ca să slujească în mod activ. El trebuie să realizeze. Eu nu sunt aici numai ca să fac eu ceva pentru mine. Faci și ceva pentru tine. Evident, fiecare dintre noi când ne rugăm, când slujim în orice fel, avem un beneficiu propriu. Da? Avem bucuria aceea de slujire, avem bucuria rugăciunii în cazul acesta, dar există un scop suplimentar sau un scop primordial, de fapt, spune Apostolul Pavel, de a căuta zidirea celuilalt. Eu când vin duminică dimineața la biserică, de exemplu, în rugăciunea pastorală, eu nu trebuie ca să zic, măi, nu știu, ce mi-ar pica mie cel mai bine? Sau de ce am eu nevoie cel mai mult? Eu trebuie să mă gândesc de ce are nevoie biserica cel mai mult? Care sunt nevoile bisericii? Prin ce rugăciune ar fi zidită biserica cel mai mult? Asta e scopul meu. Pentru că eu realizez că în acel moment sunt un slujitor în rugăciune, un reprezentant în rugăciune pentru întreaga biserică. Și principiul ăsta e aplicabil la fiecare dintre voi. Nu doar eu ca și păstor sau Andrei ca și predicator sau altcineva, acum eu reprezint cumva biserica într-un mod special. Fiecare dintre noi, când ne rugăm, reprezentăm și chemăm biserica să se unească în acea rugăciune cu noi. Gândiți-vă puțin, de exemplu, la rugăciunea de mărturisire a păcatelor. Că ea poate să devină o unealtă foarte importantă pentru porunca Sfintei Scripturi de a veghea unii asupra altora. Când eu vin cu sinceritate în trupul lui Hristos și spun exact care sunt nevoile mele spirituale, problemele mele spirituale. Ăsta este un mod în care eu facilitez în adunare, în public, ca ceilalți să vegheze asupra mea. Da? Îi facilitez. Nu trebuie să... Da, e responsabilitatea lor să mă scormonească când văd anumite deviații, da? Sau mă ascund, sau mă blindez și încerc să arăt ceea ce nu sunt. Dar dacă eu sunt sincer și vin în adunare și mărturisesc păcatele, eu facilitez ca ceilalți frați să-și îndeplinească responsabilitatea de a veghea unii asupra altora. Da? Fiecare dintre noi facilităm. Da? Dacă eu mă ascund totdeauna și pozez o viață din asta de creștin perfectă, ceea ce nu este în realitate, eu îngreunesc procesul și responsabilitatea pe care frații ceilalți poate vor să-și ia de a mă ajuta pe mine. Da? Și când sunt cel mai aproape de ei, eu ascund lucrul acesta. Ei, mărturisirea mea sinceră facilitează ca ei să-și poată îndeplini responsabilitatea de a veghea unii asupra altora. Și vă mai spun un al doilea aspect la care m-am gândit astăzi, în ce privește felul în care rugăciunea devine o metodă a Harului. Și cred că l-am mai menționat odată, dar mai spun odată, pentru că l-am experimentat foarte rar. Nu mi-aduc aminte o altă biserică în care să-l fie experimentat, dar poate dacă mă gândesc bine, găsesc încă un exemplu, ca să nu ridic eu un slăv adunarea noastră. Dar este prima biserică în care în mod constant în rugăciune am văzut într-un mod deosebit frumusețea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, mărirea lui Dumnezeu. Deci au fost rugăciuni pe care le-am ascultat, care la propriu m-au prăbușit pe interior, m-au copleșit, l-am văzut pe Hristos în toată frumusețea Lui și în toată splendoarea Lui, la propriu. Deci a fost o metodă a Harului eficientă și foarte, 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 foarte puternică, aproape că nu mi-am mai dorit să predic. Mi se pare că am lucruri atât de banale de spus în comparație cu ceea ce am văzut prin Duhul, prin ochii sufletului meu în urma rugăciunii cuiva. Mi se părea că am lucruri atât de banale de spus încât nu mai vreau să mai predic. Da? Și cred că rugăciunea poate, mă refer în special la rugăciunea de mulțumire, de laude, de adorare. Cred că rugăciunea este o metodă a Harului fantastică, extraordinară, extraordinară. Nu știu, poate nici pe 3 degete la o mână, dar nu cred, în care să spun, domnule, că la un moment dat au fost momente de rugăciune în care sub niciun fel nu m-am simțit zidit, dar nu cred. Nu cred. Poate a fost starea mea de împietrie cu care am venit la biserică, dar nu a fost. Și încă o chestiune, în momentul în care te rogi și mărturisești sau lauzi pe Dumnezeu și biserica contribuie, domnule, simți că nu ești singur. Una este să te rogi acasă, așa, eu am citit multe cărți din astea de rugăciune în care ești un fel de luptător din ăsta singuratic, ești un războinic în armata Domnului și în care se proslăvește la propriu, este proslăvită rugăciunea particulară.
Și este bajocorită, aproape este bajocorită rugăciunea publică. Tu ești ca fățar din ceea pe care îi condamnă Domnul Iisus. Tu roagă-te în ascuns acolo, ceasuri întregi. Da? Dar un sentiment deosebit de frumos să vii în adunare și să te simți mădular în adunarea locală în rugăciune. Simți, Domnule, eu nu singur în lupta asta. Dumnezeu nu m-a chemat să fiu singur. Nu m-a chemat să fiu singur când îl laud, nu m-a chemat să fiu singur când mijlocesc pentru misiune sau mijlocesc pentru nevoile celorlalți. Nu sunt singur, sunt împreună cu alții. Lor le pasă de mine. Le pasă de mine în relația cu Dumnezeu, le pasă de mine în nevoile mele de acasă, le pasă de mine în orice privință. Și avem nevoie de lucrul ăsta. Oricât de grozav ne-ar simți noi la un moment dat, cât de mari și de titani am fi noi în credință, la un moment dat avem și simțim nevoia de a fi sprijinit pe ceilalți și nu la voia întâmplării. Petru, după ce iasă din închisoare, deși dormea, și unii zic, ce liniștit era Petru când era persecutat. Păi ăsta nu-l durea capul. Când iasă din închisoare, unde se duce Petru? La frații care se rugau. Petru nu zice, că se roagă, nu se roagă, eu oricum încred în suveranitatea lui Dumnezeu, n-am niciun stres. Nu, și Petru avea nevoie de rugăciunea lor și se simțea bine, să spun așa, din punct de vedere spiritual, că frații lui se rugau. Cam asta ar fi despre rugăciunea ca metoda harului, dacă mai este ceva. Dacă nu, a doua motivație, da, nu doar este o metodă a harului în biserică, este o metodă prin care îl mărim pe Dumnezeu. Da? Trecem de la orizontal la vertical. În ce fel rugăciunea congregațională îi aduce slavă lui Dumnezeu? Primul lucru care e cât se poate de evident e prin faptul că atunci când ne rugăm, toate rugăciunile noastre ar trebui ca să înceapă prin asta. Prin a fi focalizate pe Dumnezeu, prin a căuta să proslăvească pe Dumnezeu, prin a căuta să roage în acord cu voia lui Dumnezeu. Și din punctul de vedere, e un lucru care proclamă slava lui Dumnezeu pentru că recunoaștem autoritatea Lui, recunoaștem că El știe mai bine, recunoaștem că e mai bine să cerem ceea ce El ne învață să cerem decât ceea ce noi am vrea. Deci, prin ceea ce spunem în rugăciune, trebuie să căutăm și trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. Al doilea rând, prin simplu fapt că suntem ascultători de Dumnezeu, în a îndeplini porunca de a ne ruga împreună, îl lăudăm pe Dumnezeu. Dumnezeu îi proslăvit atunci când copiii lui împlinesc voia lui. Deci, simplu fapt că ne întâlnim la oaltă și împlinim ceea ce Hristos ne-a poruncit, este o proslăvire a lui Dumnezeu. Biblia ne arată lucrul ăsta, că Dumnezeu este proslăvit când noi împlinim voia lui pentru noi. Deci, prin ambele, prin ceea ce se întâmplă când ne întâlnim și ce spunem și felul în care ne rugăm, îl proslăvim pe Dumnezeu prin conținutul rugăciunilor și prin simplu fapt că o facem. Foarte multe biserici și poate că și noi ar trebui să ne cercetăm dacă nu suntem cumva vinovați de asta câteodată, se dau înapoi de la momentele de rugăciune sau de la avea foarte multă rugăciune pentru că ei nu înțeleg că ăsta este un lucru esențial în proslăvirea lui Dumnezeu, în a lăuda pe Dumnezeu. Și zic, măi, ok, rugăciunea e important când la începutul programului, dar după aia trebuie închinarea, frate, trebuie cântarea sau trebuie predică. Nu e un component la fel de important în proslăvirea lui Dumnezeu ca și cântarea, ca și predicarea cuvântului, ca și toate celelalte. Deci e un factor extrem de important și prin simplu fapt că îl facem, prin simplu fapt că îl îndeplinim, Dumnezeu este proslăvit. N-ar trebui să evităm lucrul acesta și ar trebui să veghem, cum spune Scriptura, ca El să fie prezent în viața bisericii, în viața închinării, El să fie prezent și să căutăm să fim cât mai ascultători. Ascultători în conținutul rugăciunilor, ascultători în metodele rugăciunilor, să încercăm să ne modelăm cât mai mult după ceea ce ne spune cuvântul, pentru că prin ascultare de cuvânt noi îl glorificăm pe Dumnezeu. Da, cred că ar fi important să înțelegem că îi dăm slavă lui Dumnezeu nu doar atunci când îl adorăm. E clar, ăsta e primul mod direct când îl adorăm pe Dumnezeu pentru ceea ce este El, da? Ador sfințenia lui Dumnezeu și alte atribute ale lui Dumnezeu. Dar îl slăvesc pe Dumnezeu și îl glorific pe Dumnezeu și când îi mulțumesc pentru lucrul ăsta, este un refren care se repete poate cel mai des în privința rugăciunii. Efeseni, Coloseni, Tesaloniceni, peste tot se repete refrenul ăsta. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus. Mulțumiți, mulțumiți, mulțumiți. Dar și când îi cerem lui Dumnezeu, îl slăvim pe Dumnezeu. În momentul în care eu mă duc și spun lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi asta sau fă asta sau și așa mai departe, eu recunosc că eu nu pot să fac lucrul ăla și recunosc că numai El este cel care are puterea, înțelepciunea de a realiza lucrul acela. Da? În momentul în care eu mă predau pe mine însumi și voia mea și ideile mele și ca să-l citesc pe Calvin al meu,
Dumnezeu știe cel mai bine decât toți, da? Cam așa spune, Dumnezeu știe cel mai bine decât toți. Când recunosc că Dumnezeu știe cel mai bine decât toți și mă rog, cum spune Domnul Iisus în rugăciunea Tatăl nostru. Și așa începe, da? Arătând foarte clar că totul, forța motrice a vieții, a rugăciunii, este slava lui Dumnezeu. Sfințească-se numele tău, întâi vorbind de persoana lui Dumnezeu, da? Facă-se voia ta, vie împărăția ta, focusul este spre Dumnezeu, îi dai glorie lui Dumnezeu. Când te predai pe tine însuți, renunți la ideile tale și așa mai departe și adopți agenda lui Dumnezeu, prioritățile lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și așa mai departe, e clar că Dumnezeu își ia glorie. Cred că fiecare parte din rugăciune, că e vorba de adorare, de mărturisire, de mulțumire, da, de exemplu, recunoaște într-un fel gloria lui Dumnezeu. Nu când mărturisești păcatul, recunoști sfințenia, dreptatea, mânia lui Dumnezeu. Și recunoști că Dumnezeu are dreptate cu privire la tine. Da. Deci Dumnezeu spune despre tine că ești păcătos, da? Dumnezeu spune că ceea ce ai făcut este nedrept și când vii și îți mărturisești păcatul, tu îi dai dreptate lui Dumnezeu. Tu spui că ceea ce... Da? Nu că el are nevoie de dreptatea ta, el oricum e drept. Dar în ideea că recunoști lucrul ăsta, recunoști că ceea ce Dumnezeu spune despre tine e adevărat. Că starea ta e așa cum o vede Dumnezeu, obiectiv vorbind, și că singura ta scăpare și singura ta șansă e jertfa Domnului Iisus Hristos. Deci nu încerci ca să... Cum să zic? Să... joci un rol cu Dumnezeu. Nu sunt chiar așa de păcătos. Nu sunt chiar așa de... Și în momentul acela când te rogi, la momentul de mărturisire, de exemplu, pur și simplu recunoști că ceea ce Dumnezeu spune despre viața ta e adevărat. Că El e standardul. Că El e drept. Că tu ești cel care nu este conform standardului. Că problema ești tu, nu Dumnezeu. Și lucrul ăsta îl glorifică pe Dumnezeu. Pentru că afirmă că ceea ce Dumnezeu spune și cum Dumnezeu vede lucrurile și ceea ce El consideră standardul este adevărat, din punctul tău de vedere, declar lucrul ăsta atunci când îți mărturisești păcatele. Ceea ce, dacă o punem în sens invers, nu? Ai ignoranța din rugăciunea de mărturisire, diminuarea păcatelor în rugăciunea de mărturisire sau pur și simplu evitarea rugăciunii de mărturisire, într-un fel este un atac la gloria lui Dumnezeu. Adică este un atac la prima responsabilitate pe care o avem față de Dumnezeu. Interesant un pasaj din Biblie unde spune Iosua lui Acan: fiule, dă slavă lui Dumnezeu și mărturisește ce ai făcut. Foarte interesant modul în care el vede, ascunde păcatul, spune, ascund gloria lui Dumnezeu din dreptatea lui, din sfințenia lui, din voia lui și așa mai departe. Ok, trecem la a treia motivație. Deci, întâi față de biserică este o metodă a Harului, este spre slava lui Dumnezeu prin simplu fapt că ascultăm de el, este spre slava lui Dumnezeu indiferent ce fel de rugăciune o facem, și apoi rugăciunea este pentru... misiunea externă, pentru cei din afară. Câteva cuvinte despre rugăciunea pentru exterior, pentru necredincioși. Acum, deci, primul lucru e că în momentul în care ne rugăm pentru cei din afară, pentru cei nemântuiți, pentru cei din casele noastre, pentru cei din orașul nostru, din țara noastră, din nou ne refocalizează cumva gândirea noastră. Dacă gândirea noastră în momentul în care intrăm în biserică e focalizată pe noi personal și momentele de aici ne refocalizează pe aspectul corporativ, atunci când suntem conduși ca să ne focalizăm pe misiunea noastră ca și biserică, care nu este doar aici, dar noi nu, misiunea noastră nu se încheie aici. Ne-am strâns la oaltă, am avut un timp frumos, ne-am îndeplinit misiunea. Nu. Misiunea noastră ca și biserică e să ducem Evanghelia până la marginile pământului, să vestim Evanghelia la toate făpturile cu care intrăm în contact și în felul acesta să glorificăm pe Dumnezeu. Da? Asta e scopul nostru ca și biserică, e să-L glorificăm pe Dumnezeu vestind vestea bună a ceea ce Dumnezeu a făcut prin Iisus Hristos, da? Prin Fiul Său. Asta e scopul nostru ca și biserică. În momentul în care în biserică ne focalizăm pe aspectul ăsta, ne ajută ca să realizăm scopul acesta, să fim angrenați în el, să fim sensibilizați față de el, să exercităm afecțiunile noastre, dragostea noastră față de cei din afară, și în același timp realizăm că această misiune e imposibilă fără ajutorul lui Dumnezeu și avem nevoie de rugăciune ca să putem îndeplini această misiune. Ca să putem realiza scopul nostru ca și biserică, da? Scopul nostru ca și biserică Sfânta Treime în Zală. Ca să vestim Cuvântul lui Dumnezeu cu putere, să trăim Cuvântul lui Dumnezeu cu putere în orașul acesta, în țara aceasta, e imposibil prin propriile noastre puteri, prin propriile noastre forțe. E imposibil. Ca atare, noi de fiecare dată când venim și ne rugăm pentru oamenii aceștia și pentru ca Dumnezeu să ne folosească pe noi în a vesti Evanghelia lor, ne aduce pe oamenii aceștia la pocăință, noi recunoaștem și cerem
ajutor, pentru că noi nu putem să facem. Noi nu putem să facem. Deci orice am încercat să facem. Noi nu putem predica o predică, noi nu putem ca să mergem într-o misiune, noi nu putem să spunem unui coleg despre Domnul Iisus dacă nu ne dă putere Dumnezeu să facem lucrul acesta. Deci orice slujire în afara bisericii, orice lucrare în afara bisericii, trebuie să înceapă prin pregătire în lăuntru bisericii. Și pregătirea asta are diverse aspecte, are aspecte didactice, trebuie ca să înțelegem Evanghelia, să fim pregătiți ca să o vestim, să fim pregătiți să o argumentăm, să o apărăm, dar în același timp trebuie să ne pregătim prin rugăciune. Să avem puterea, călăuzirea, iluminarea necesară ca să putem, ca să facem față la chemarea asta de a vesti cuvântul lui Dumnezeu în afară. Degeaba venim aici și ne pregătim, învățăm cărți de teologie, studiem, punem întrebări, dacă nu ne echipăm și prin rugăciune și nu cerem lui Dumnezeu ajutorul și puterea necesară ca să punem în practică ceea ce învățăm. E inutil doar să știm multă teorie fără să fim împuterniciți prin puterea Duhului Sfânt, prin călăuzirea Duhului Sfânt, ca să facem această lucrare. Și rugăciunea e esențială, mai ales rugăciunea aici. Mai ales, evident, și în afară, dar mai ales aici să ne rugăm pentru aspectul ăsta împreună, să ne conștientizăm prin rugăciune că trebuie să vestim Evanghelia în afara bisericii, trebuie să slujim pe cei din afară, trebuie să le aducem în cunoaștere Evanghelia. Deosebit de important lucrul ăsta și asta pentru mine e o bucurie că deseori, nu cred că a fost poate nicio miercuri seara când s-a dat loc pentru motive de rugăciune, ca ăsta să nu fie un motiv de rugăciune. Ca să ne ajute Domnul să vestim Evanghelia și să chemăm pe cei din jurul nostru care nu sunt pocăiți, care nu sunt mântuiți, la pocăință, la credință, să le spunem despre Evanghelie. A fost o tematică constantă în viața bisericii și asta e un lucru foarte, foarte bun. Și cred că e un motor pentru asemenea activități. Cred că ne reamintim și Duhul Sfânt ne împuternicește prin rugăciunile astea să facem lucrarea asta. Ok, hai să spunem câteva cuvinte în final la subpunctul acesta despre motivații, despre una dintre motivațiile greșite pe care Domnul Iisus o taxează foarte dur în Matei capitolul 6, și anume să fii remarcat de ceilalți și așa mai departe. Îs câteva, ce vreau să lămurești este următoarea confuzie. E posibil, de exemplu, să-i mulțumești lui Dumnezeu, dar de fapt să-ți mulțumești ție, da? Cum zicea fariseu, Doamne, îți mulțumesc că eu nu fac. În același timp, poți să mulțumești lui Dumnezeu că ai făcut ceva în mod sincer, da? Și vreau să explici unde e confuzia. Sau, de exemplu, să mărturisești păcatul, să spui cât de mizerabil ești înaintea lui Dumnezeu. Să fie sincer sau să fie o autoflagelare, știi? Sau, de exemplu, să lauzi pe Dumnezeu. Nici măcar nu e autoflagelare, pentru că autoflagelare doare. Da, nici măcar autoflagelarea nu doare. Autoflagelare verbală, da? Deci tu mimezi flagelarea, dar de fapt îți place. Sau asta, de exemplu, îți mai dau o formă. Sau de exemplu, laud pe Dumnezeu cu cuvinte foarte frumoase, să fie sincer lauda. Să fie chiar să folosești cele mai alese cuvinte pentru că așa îl văd pe Dumnezeu, am o percepție duhovnicească a slavei lui Dumnezeu. Sau să fie de fapt o ipocrizie și să țin o predică în rugăciune. Da? Cum ne dăm noi seama pentru noi, da, nu pentru ceilalți în primul. Cum ne dăm seama pentru noi că atunci când îmi mărturisesc păcatele sau atunci când îl aud pe Dumnezeu, îi sincer, nu ipocrit. Da? Pentru că din exterior poate să fie aceeași rugăciune și în spate să fie ceva putred. Care-i? Deci, în primul rând, pentru noi ne dăm seama cercetând propria inimă, chiar și prin rugăciune, rugând ca Domnul să ne descopere starea inimii noastre. Dar adevărul e că noi știm. Deci, eu, de exemplu, dacă trebuie să mă rog duminică dimineața pentru să-L laud pe Dumnezeu, și eu n-am meditat deloc la măreția lui Dumnezeu, n-am contemplat, nu m-am rugat până acel moment în rugăciunile private și după aia zic, a, nu-i probleme, compun o poezie din asta, de dau pe toți pe spate, eu știu că am mimat, eu știu că a fost o chestie doar formală, e aproape, adică trebuie ca să fii dus rău, ca să n-ai nicio inclinație că tu de fapt mimezi. Dacă ești așa de departe, apostat, atunci îmi fac probleme. Dacă eu, de exemplu, asta e ceva ce am observat la noi în adunare. Dacă eu, de exemplu, în timp ce laud pe Dumnezeu, vreau să laud pe Dumnezeu, dar nu simt absolut nimic. Dar nu simt nimic. Sau îmi mărturisesc păcatele, aș vrea să simt durere pentru păcat, dar nu-l simt. Ce fac? Nu mai mărturisesc păcatul în public?
Vreau să spun, asta e păcatul, dar nu mă doare pentru el în momentul ăla. Îmi mai mărturisesc păcatul sau nu? Ai două păcate de mărturisit în momentul ăla. Așa. Deci ai păcatul care de fapt ar trebui să simți vina și nu simți și păcatul că nu simți vinovăție pentru păcatul care ar trebui să simți vinovăția. Ok, dar mai mărturisesc păcatul sau nu? Dacă nu simt. Nu simt atunci părere de rău. Sau nu, nu simt o mărturisire, o părere de rău suficientă, o remușcare. Îmi dau seama, nu-i profundă, nu mă... N-am atunci ce să fac yoga creștin ca să simt părere de rău. Deci nu pot atunci să produc părerea de rău. Da? Găsesc lipsa asta mine. Sau vreau să-L aud pe Dumnezeu, dar nu am bucuria necesară. Dau slavă lui Dumnezeu că e bun, dar inima mea nu pulsează pentru bunătatea lui Dumnezeu atunci. Îl mai laud pe Dumnezeu sau nu? Mă mai mărturisesc sau nu? Dacă sentimentele nu urmează gurii mele. Da, cred că sunt momente în care răspunsul e da. Adică dacă conștientizez starea asta și poți fi sincer despre ea și rugăciunea ta nu-i prefăcută, atunci cred că da, poți ca să te rogi în momentele alea, să fii sincer, să fii autentic în sensul că nu te prefaci. Și poate chiar, de exemplu, la mărturisire, chiar asta e nevoia ta cea mai mare, ca să îți mărturisești lipsa de sensibilitate, să-ți mărturisești faptul că inima ta nu e afectată. Dar poți să mă mărturisesc nesincer spunând, Doamne, cuvintele mele nu pot să spună cât de păcătos sunt. Cuvintele mele nu pot să spună cât de glorios ești tu. Și de fapt să... Da, sigur că fac o înșelare, știi? Corect. Corect. Adică mărturisesc lipsa de dragoste, lipsa de mărturisire sinceră sau care să mă doară. Nesincer. Da, dar nesincer. Da. Zic că uite, eu sunt corect din ala care recunosc că n-am mărturisiri sincere. Corect. Acum, de exemplu, la rugăciunea de laudă poate fi mai greu, dacă chiar n-ai niciun motiv. Dar dacă la rugăciunea de laudă n-ai niciun motiv de a lăuda pe Dumnezeu, zero, da? E tabula rasa, eu aș vorbi cu niște frați și aș spune, fratele, am nevoie de rugăciune, am nevoie de ajutor, îs copt, îs terminat. Un lucru care e foarte benefic să faci, da? Foarte benefic. Fratele Andrei îmi scrie câteodată și eu îi scriu lui, frate, mă simt ca și un apostat. Ok, frate, ajung imediat, frate, fă o cafea. Venim să ne conciliem, să ne plângem, să ne lingem rănile, să cerem Domnului ajutor. Sau eu îi scriu, frate, vreau să-mi dau demisia. Nu mai pot, nu simt nimic, îs terminat, frate, îs pe drum. Știi? E nevoie. E momente în viața ta și poate sunt mult mai frecvente decât ai vrea să recunoști, în care afecțiunile tale, sentimentele tale despre Dumnezeu, despre biserică, nu corespund cu realitatea. Da? În momentul ăla în care eu nu simt nimic, nu înseamnă că nu există nimic, nu înseamnă că s-a schimbat ceva în relația mea pozițională față de Hristos, față de Dumnezeu. Da? Înseamnă că poate e o problemă a păcatului, înseamnă că poate e o problemă a oboselii, tot felul de chestii care trebuie să fie luate în calcul. Dar dacă ești în starea aia, tu ai o nevoie ca să se roage cineva pentru tine. Mai mult decât tu să te rogi pentru alții. Cel mai sincer lucru ar fi să spui, uite, asta e starea mea, vreau ca voi să vă rugați pentru mine. Dar Ciprian, mă pus să mă rog, ce fac atunci? Aici e o altă discuție. Inițial, când am pornit la drum, eu aș fi preferat ca cei care se roagă duminică să fie anunțați în prealabil. Eu nu sunt foarte happy cu cât de spontan, așa, între ghilimele. Eu, de exemplu, câteodată stau și tremur așa în bancă când se spune, știi, patru frați călăuziți de Duhul Domnului. Și mai ales când sunt oameni care eu suspectez că nu sunt călăuziți de Duhul Domnului care ne vizitează, atunci așa, știi, Doamne, astupă-le gura, vă rog eu, nu-i lăsați să roage ca să tulbure sentimentul adunării. Eu cred, și o să ajungem la aspectul ăsta, eu personal cred că rugăciunea în public, pentru că este o slujire, este ceva pentru care trebuie să te pregătești. Este ceva pentru care trebuie să te rogi. Să te rogi în biserică, trebuie să te rogi pentru rugăciunea aia. Da? Wow! Cum adică, frate? Nu pot numai să vin și să zic ceva? Nu! La fel cum eu nu pot numai să vin duminică dimineață și să zic ceva. Ajungem și acolo. Deci, nu știu unde eram, că m-am pierdut. E ok. A spus destul, da. Hai să mergem, că ajungem imediat și la punctul de care am amintit, la manifestarea sau metodele rugăciunii. Ai putea să ne spui puțin dacă este alegerea noastră personală, am copiat-o și noi de la alții, ordinea aceasta liturgică în rugăciune, adică întâi mulțumire, după aceea mărturisire și seara mijlocire. Prima e laudă.
Da, da, laudă. Deci laudă. Aici iar e o confuzie. Rugăciunea de laudă și rugăciune și mulțumire, care poate să fie componente de mulțumire în laudă, nu sunt același lucru. Mm-hmm. Da? Laudă sau proslăvirea la adresa lui Dumnezeu îi ceea ce tu spui, ceea ce tu proclam, ceea ce tu enunți în rugăciune despre, despre cine este Dumnezeu. Da? Mm-hmm. Mulțumirea este ceea ce spui mulțumind pentru ceea ce Dumnezeu a făcut. Sunt două lucruri diferite. De multe ori sunt rugăciuni, chiar la noi în biserică, rugăciuni care sunt prima parte a liturgiei noastre, de laudă ar trebui să fie, care sunt de mulțumire, de fapt. Și n-au niciun component de laudă. Sau au doar un substrat de laudă. În ce sens? Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat aici. Doamne, îți mulțumesc pentru că ai rezolvat problema cu tare. Doamne, îți mulțumesc pentru cu tare, pentru cu tare, pentru cu tare. Ok, într-un fel, este o laudă la adresa lui Dumnezeu pentru că ești mulțumitor față de ceea ce Dumnezeu a făcut, că recunoști că El e Cel care a făcut și așa mai departe. Dar lauda, proslăvirea, da, este proclamarea, enunțarea slavei lui Dumnezeu. Doamne, te laud pentru ceea ce ești. Te laud pentru că ești veșnic. Da? Te laud pentru că n-a fost vreodată un timp în care tu n-ai fost și nu va fi vreodată un timp în care nu vei fi. Te laud pentru că tu ești singurul care ești atotputernic și nimic nu-ți poate sta în cale. Da? Te laud pentru că tu ești, pentru că tu ai atributul respectiv, da? Pentru că, sau îți mulțumesc pentru că am văzut atributul respectiv manifestat în ceva. Am văzut bunătate. Doamne, te laud pentru că ești bun și îți mulțumesc pentru că văd bunătatea ta zilnic în copilașii mei. Da? Dar sunt două aspecte diferite. Una este recunoașterea, proclamarea atributului lui Dumnezeu de bunătate și alta e mulțumirea pentru faptul că El s-a descoperit, a exercitat acel atribut asupra ta. Sunt cumva două chestii distincte și nu trebuie să fie confuze. În mare, liturgia noastră sau toată ziua de duminică încearcă să stea cât mai aproape de tiparul care eu cred că e prezent în Biblie, un tipar care ne arată cum să ne rugăm conform cuvântului după Evanghelie. Un tipar care începe cu Dumnezeu, așa cum începe Scriptura, da? Cu Dumnezeu care se revelează, cu Dumnezeu care se face cunoscut, cu Dumnezeu care caută să aibă o relație cu omul și ca omul să se bucure în Dumnezeu. Da? Asta este scopul suprem al omului, este ca omul să-L glorifice pe Dumnezeu, da? Și adăugăm varianta lui John Piper și să se bucure în El glorificându-L pe Dumnezeu. Da? Deci asta e principalul scop al nostru ca și oameni, ca atare noi începem acolo unde începe Scriptura, cu Dumnezeu. Și afirmăm despre Dumnezeu ceea ce El a revelat despre sine prin cuvânt, prin natură, prin conștiința noastră, prin binecuvântări, prin încercări, prin tot ceea ce El a ordonat în mod providențial în viața noastră, în lumea aceasta. Și în această rugăciune deseori e aproape imposibil să te rogi despre Dumnezeu, să proclami atributele lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu și să nu atingi mântuirea lui Dumnezeu, jertfa Domnului Iisus Hristos, dar care este dovada cea mai mare și revelația supremă pentru noi a lui Dumnezeu. Da? După aia continuăm în a doua parte cu rugăciunea mărturisirii, da? Cu rugăciunea mărturisirii. Dacă vă gândiți, puteți aproape urmări tiparul rugăciunii Tatăl nostru, da? Care începe centrat pe Dumnezeu, centrat pe cine e El, ce a făcut El, care merge după aia la care ajunge la iertarea păcatelor și la nevoia noastră de a recunoaște păcătoșenia noastră, de a fi iertați, dorința noastră de a ierta pe alții, da? Este momentul de mărturisire. În al treilea rând avem momentul în care, aici iar e o greșeală elementară. Noi de multe ori când ne rugăm și ne mărturisim păcatele, nu ne putem răbda ca să nu ne proclamăm noi iertați. Da? Doamne, uite, am făcut aia, dar Doamne, eu știu că Tu ne-ai iertat pentru că, cum zic americanii, that's not your job. Da? Nu-i slujba ta ca să proclam iertarea, nu-i nici slujba mea sau lui fratele Andrei. Noi nu facem ce fac preoții, de exemplu, în biserice tradiționale unde vin și proclamă iertarea. Noi pur și simplu ne amintim, congregațional vorbind, din cuvântul lui Dumnezeu că în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, deci după rugăciunea de mărturisire, ce se întâmplă?
Există o proclamare biblică de absolvire, de iertare, da? În care noi citim un pasaj în Scriptură și ne încredințăm prin promisiunea Domnului Iisus Hristos că păcatele noastre sunt iertate în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. După aceea urmează un alt moment de rugăciune important, rugăciunea pastorală. Rugăciunea pastorală este elementul de cerere în viața noastră congregațională. Este momentul când printr-un reprezentant, da, cel până la urmă chemat sau cei chemați ca să cârmuiască, să se îngrijească, să se păzească turma Domnului, cerințele noastre, nevoile noastre spirituale, mulțumirile noastre, da? Dar realmente este, se atrage acum atenția pe viața noastră, este adusă în fața lui Dumnezeu prin reprezentantul acesta. Și acolo de multe ori sunt cereri doar de natură spirituală, dar de multe ori, dacă ați observat, sunt cereri de genul avem pe fratele cutare care trece printr-o încercare, da? Sau sora Ligia Berară în spital cu fetițele. Ne rugăm pentru asta, da? Ăsta e momentul în care ne focalizăm pe cerințele noastre, pe nevoile noastre, pe mulțumirile noastre prin această rugăciune. Și după aia mai avem un moment la final, duminică seara, în care fiecare dintre noi poate să contribuie prin laudele care vrem să le aducem, prin mulțumirile care vrem să le aducem, prin nevoile care vrem ca să le facem cunoscute și să ne unim în rugăciune. Tiparul ăsta în mare, acum sunt variația lui peste tot, în tot felul de biserici. Dacă ne uităm în istorie, chiar și în biserici care noi astăzi le-am considerat apostate, tiparul ăsta în mare parte există, tiparul ăsta liturgic, pentru că este copy-paste din ordinea prezentă peste tot în Scriptură. Nu este o invenție umană. Evident, anumite lucruri, de exemplu, sunt poate unii care au nu știu, două rugăciuni de mulțumire sau o rugăciune de laudă și după aia o rugăciune de mulțumire. Irelevant într-un fel, dar tiparul așa mare, linii mari, se regăsește peste tot în Scriptură, se regăsește dacă vrem ca să ne uităm la chiar și la narativul mare a Scripturii, care, cum ziceam, începe cu Dumnezeu, cu revelația lui Dumnezeu, cu descoperirea lui Dumnezeu, după aia se arată foarte clar planul lui Dumnezeu de a ierta pe om și cum e rezolvată problema păcatului și după aia ajungi la nevoile omului de zi cu zi și așa mai departe. De aici cumva vine tiparul și de aia încercăm să fim disciplinați în a păstra ordinea asta, în a fi disciplinați în rugăciunile astea, pentru că credem că este o metodă a Harului prin care Dumnezeu ne învață să ne rugăm după cuvânt. Ne învață că cel mai important lucru e să-L lăudăm pe Dumnezeu. Cel mai important lucru, să mă înțelegeți, nu vreau să fiu morbid, da? Dacă aș veni duminică dimineață, după o tragedie imensă în familia mea, da? Nu știu, un accident de mașină și mi-a murit familia, n-aș anula rugăciunea de laudă. Mă înțelegeți? N-aș veni în biserică și aș spune acum permiteți-mi ca să jelesc aici și să mă rog Domnului pentru putere și pentru călăuzire și pentru ajutor pentru că am rămas singur. Aș spune fraților, începem cu rugăciunea de laudă. Că probabil cel da. Mai mult cel mai important lucru ajuta, e ca să lăudăm pe Dumnezeu. Și te-ar ajuta probabil cel mai corect. Mult să vezi gloria lui Dumnezeu și puterea lui și controlul lui. Aș vrea să să fac puțin pe avocatul, nu diavol, avocatul altceva, da? Vezi imediat despre ce vorba. Și să spun că ar fi mai util în adunarea noastră să începem să ne rugăm toți odată. Pentru următoarele motive. Și tu să-mi spui de ce nu ar fi bine așa. Pentru următoarele motive. De exemplu, facem economie de timp. Asta e o chestiune. 2. Ne rugăm mai mult. 3. Eu mă simt mult mai stimulat când se aud pe frații că se roagă împreună. 4. Asta arată că e o rugăciune congregațională, că ne rugăm toată congregația, nu numai un singur individ. Și 5. Ar fi chiar rugăciune congregațională, pentru că tu ne spui din față pentru ce să ne rugăm și ne rugăm toți odată pentru lucrul acela. De ce n-ar fi asta rugăciune congregațională și ar fi mai degrabă rugăciunea congregațională când un reprezentant vocalizează ceva și congregația se unește cu el? Deci, sunt câteva aspecte. Deci, unul e din toate elementele de închinare, pentru cele mai multe dintre ele
există puține reglementări. Interesant e că aici, de exemplu, avem reglementări destul de clare și reglementările astea trebuie respectate. Deci primul aspect e că dacă respecti reglementările Bibliei despre elementul ăsta, deci dacă te uiți la cum spune Biblia că elementul ăsta trebuie practicat și aplici asta, atunci este imposibil ca să ajungi la altă variantă decât varianta asta de rugăciune. Adică cineva să roagă ca și reprezentant și ceilalți se unesc cu el. De ce? De exemplu, avem în Corinteni Apostolul Pavel tratează exact problema asta și la un moment dat acolo s-a deviat de la tiparul Biblii care exista în biserica din Ierusalim, de exemplu, și în toate bisericile lui Hristos, unde era rugăciunea asta cu rânduială, pe rând, unde rugăciunile, apropo, când se întâmplau, și avem dintre ele, avem care sunt înregistrate, da? Toți s-au rugat și după aia ni se spune ce au spus. Păi cum e posibil asta că toți se rugau alandala, da? Apropo, că ăsta e folosit un text, foarte bună explicație, și vreau să insist puțin pe Fapte 4, de exemplu, unde spune când au auzit aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis. Unii zic, vezi? S-au rugat toți odată. Dar argumentul este, cum s-au putut ruga toți odată aceeași rugăciune, da? Care e consemnat în textul acesta. Corect. Deci, cât se poate de evident că ideea că și-au ridicat toți glasul odată, printr-un reprezentant s-au unit într-o singură voce și au avut o rugăciune specifică, da? Dacă stai să te gândești și logic, o rugăciune unde o persoană se roagă și toți se unesc este congregațională prin simplu fapt că toată congregația se roagă același lucru. La fel cum când cântăm, este cântare congregațională pentru că toți cântăm aceeași cântare. Dacă duminică dimineață sau în seara asta îmi zice fiecare să întoarcă în buletinele dumneavoastră la ce cântare vreți și să începem să cântăm. Ce s-ar întâmpla, da? N-am mai putea spune că cântăm împreună. Adică pur și simplu cântăm toți în aceeași încăpere. Dar nu cântăm împreună, în sensul că ne-am unit în a cânta aceeași cântare. De asemenea cu rugăciunea. Când cineva merge în față și spune hai să ne rugăm acum pentru sora Cristina, da? Și fiecare să roagă ce vrea. Nu mai putem spune că noi toți ne rugăm același lucru pentru sora Cristina. Unii s-ar putea să roagă, Doamne, dă-i putere, răbdare, ați vrea să blesteme. Nici nu avem cum știi, da? Dar în momentul în care cineva merge în față și reprezintă biserica și toți ne unim în aceeași rugăciune, putem spune că ne-am rugat împreună același lucru. Da? O singură voce, un singur glas, o singură cerință din partea tuturor față de Dumnezeu s-a ridicat în momentul ăla. Și în Corinteni se deviază de acolo și din... Apropo, de unde s-a... Ei n-au venit cu o teologie nouă, cum e tipic în cercurile carismatice pentecostale. N-au venit cu o teologie nouă, ci din motive pragmatice, în cazul ăsta foarte diabolice, aș spune eu, și anume ce se întâmpla. Ei vroiau să se afirme ca și fiind duhovnicești, ca și având daruri și începea momentul de rugăciune, da? Presupun, pot ca să extrapolez din ce spune textul, și pentru că foarte mult vreau să se afirme deodată, începeau și vorbeau în același timp. Și așa au ajuns ei la rugăciunea în comun. Și Apostolul Pavel vine și spune, hei, noi avem un Dumnezeu a rânduielii. În toate bisericile lui Hristos există rânduială. Și în predicare trebuie să fie pe rând. Și în rugăciune, rugăciunea trebuie să fie în așa fel, spune Apostolul Pavel, încât fratele tău să poată să audă și să poată să spună amin. Versetul 16. Corect. Alminteri, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, deci dacă te ruga numai în Duhul, tot nu-i bine. Apropo de rugăciunea în tăcere, poate o să vorbești imediat despre ea. Cum va răspunde amin? Adică să așteaptă Apostolul Pavel ca în timp ce cineva se roagă să răspundă amin celălalt, da? La mulțumirile pe care le aduci tu cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui. Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Am auzit foarte des replica asta. Eu vreau să cânt o cântare spre slava Domnului, nu contează ce spun ceilalți. Eu laud pe Dumnezeu în rugăciune. Nu, dacă ești în public, prin rugăciune, spune Pavel, prin rugăciune celălalt trebuie să rămână zidit sufletește. Mie trebuie să îmi pese de celălalt când mă rog. Adică eu mă rog lui Dumnezeu, dar mă rog și ca să fie zidit celălalt sufletește. Și cu siguranță, dacă intenția mea este ca să... Dacă intenția mea e sinceră și vreau să mă rog lui Dumnezeu și mă rog lui Dumnezeu, cu siguranță celălalt va fi zidit sufletește. Și aș face o completare aici, că imediat...
versetul următor care îl introduce Apostolul Pavel după rugăciune vorbește despre a învăța. Ia ascultați. Deci Pavel zice, negreșit tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, da, în rugăciune. Și versetul următor, următoare două versete, zice Pavel așa, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limba mai mult decât voi toți, dar în biserică voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înțelese ca să, mai spune să zidesc sufletul, ca să învăț. Și într-un fel rugăciunea este o metodă didactică de învățătură. Îl înveți pe celălalt, cum spuneam, cum te-a călăuzit pe tine Duhul Sfânt, îl înveți pe celălalt ceva despre atributele lui Dumnezeu. Este o formă didactică de învățătură și orice învățătură trebuie să fie percepută, trebuie să fie înțeleasă. Și unii zic, da, dar nu există, și cu asta termin, nu există nicăieri în Biblie unde să spună că ei se rugau la rând. Ba există. Există un text unde chiar spune așa, fiecare la rând. Și anume 1 Corinteni 14. Rugăciunea în limbi era o, vorbirea în limbi era o formă de rugăciune, da? Pavel spune că era o formă de rugăciune. Și el spune didactic, este prescripție, este poruncă foarte clară, zice așa, dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă și mai înainte a vorbit despre unul care se ruga în altă limbă, zice așa, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând. Și cum spunea apostolul Mihai, da, care a plantat biserica asta, apostol cu amic, da, ca să nu existe nicio confuzie, apostolul Mihai în urma apostolului Pavel. Să mă contacteze la Kickstarter. Corect. Cum spunea, avem prescripție biblică pentru rugăciunea la rând. Pavel chiar asta vrea să corecteze, că ei se rugau aiurea. Și el vrea să spună, nu, e aberant ce faceți voi, trebuie să se înțeleagă ce spuneți, trebuie să vă rugați cu mintea, trebuie să vă rugați la rând, ca ceilalți să audă, să răspundă, să confirme, să spună amin. Poate aici ar fi să spui ceva despre rugăciunea în liniște, care a început să se practice în unele cercuri baptiste, stăm toți în liniște, e un fel de rugăciune pentecostală, dar fără vorbe. Dar toți și ușor timp. Adică să nu fim ca ei să facem tărăboi, dar e tot un fel de rugăciune pentecostală, numai volum mic. Da, cum aveam microfonul ieri la ScreenFlow. Da, deci din același text vedem principiul ăsta care l-am enunțat deja, și anume că rugăciunea are scopul de a sluji biserica, de a zidi pe ceilalți. Și dacă ceilalți nu pot auzi rugăciunea ta, cuvântul amin nu înseamnă doar sunt de acord, da? Înseamnă că ești împreună în aceeași rugăciune. Este o afirmare, o confirmare a rugăciunii și o alipire în rugăciunea aia. Când noi spunem amin la rugăciunea cuiva, sau poate verbalizăm altfel, noi ne alipim de acea rugăciune. Ne rugăm aceeași rugăciune împreună cu acea persoană. În momentul în care eu mă rog numai în mintea mea, în Duhul meu, sau toți în Duhul meu, sau toți, practic asta. Da, sau toți, pur și simplu, acum să ne rugăm pentru motivul ăsta, nimeni nu mai poate să spună amin. Da? Pentru că eu nu pot spune amin la ceva ce n-aud. La fel cum nu pot spune amin la ceva ce nu înțeleg, dacă cineva se roagă într-o limbă străină. E foarte interesant, dacă îmi permiți o paranteză, cum o grămadă de derapaje sunt taxate pentru un singur verset. Unu, dacă te rogi în altă limbă, cineva nu poate spune amin. Dacă te rogi în tăcere, cineva nu poate spune amin. Dacă te rogi în comun, cineva nu poate spune amin. Deci Pavel, printr-o singură expresie, o explicație, taxează o grămadă de derapaje care există astăzi, da? Da, e cât se poate. Și, cum ziceam, la fel ca și în Corint, în mișcarea penticostală, în mișcarea carismatică, rugăciunea în comun n-a venit datorită unei noi înțelegeri teologice, da? A fost o chestie experiențială, a fost o chestie care a venit haotic în biserică. Ei n-au stat în Azuza, la prima lor stăruință, să zică, păi ok, hai să ne gândim acum cum să facem asta. Ci pur și simplu pentru că era ceva ieșit de sub control, pentru că era ceva, să mă ierte cei care nu văd așa, necălăuzit de Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt n-a fost prezent acolo. Duhul Domnului nu i-a călăuzit în rugăciunile alea. Duhul Domnului nu le-a dat cuvintele alea. Duhul Domnului n-avea nimic de a face cu ce se întâmpla acolo. Ci pentru că venea dintr-o falsă manifestare, o contrafacere a Duhului Sfânt, cum era la Corinteni, cei care se rugau în felul ăsta și se venea unul peste altul în rugăciune, venea ori pentru că erau falși, ori pentru că realmente aveau un dar, dar pentru că erau imaturi și nu căutau zidirea celorlalți. Și asta s-a întâmplat. Și practica asta, dacă întrebi astăzi, de exemplu, vorbești cu cineva care e dintr-o biserică penticostală, măi, tu știi de ce vă rugați așa? Păi,
Noi așa întotdeauna ne-am rugat. E la fel de trist și într-o biserică baptistă, dacă întreb pe ceva într-o biserică baptistă. Măi, voi de ce nu vă rugați ca și la penticostal? Păi, nu știu, noi așa întotdeauna ne-am rugat. Așa s-a rugat bunicul, așa s-a rugat străbunicul. Nu, noi ne rugăm așa, după metoda asta, pentru că așa spune Biblia. Și pentru că este singura metodă prin care poți împlini scopurile rugăciunii și poți păstra cu adevărat scopul elementului de rugăciune în comun. Orice altă metodă ai încerca, denaturez, alterez împlinirea scopurilor. Hai să discutăm puțin, practic, cum contribuie fiecare membru din adunare la rugăciunea cuiva. Se roagă, de exemplu, Bogdi sau fratele Ciupe la final. Cum putem contribui? Care sunt pașii? Dacă am spus Amin, am contribuit neapărat. Cum? Care sunt pașii participării publicului la rugăciunea unui individ? Păi primul, ca să fie rugăciune congregațională. Primul pas e că trebuie să fii în congregație. Așa. Deci trebuie să fii acolo. Trebuie să asculți. Da? Trebuie să asculți. Sunt foarte mulți oameni care consideră rugăciunea în biserică un fel de pauză publicitară. Știi? Acum pot să ies pe time out. Știi? Pot ca să mai visez un pic. Că după aia încep iară cântările sau o să înceapă predica. Dar eu nu trebuie să fiu concentrat. Știi? Nu, e fals. Contribuția ta în rugăciunea congregațională, unitatea în rugăciunea congregațională începe prin aceasta. Ești aici, da? Și asculți. Atent. Caut să procesezi. Asculți. Concentrare. Concentrare, da? Spun Amin la fiecare rugăciune sau nu? Dacă nu, ce presupune că facă? Nu spui Amin la fiecare rugăciune, pentru că fiecare rugăciune trebuie ca să fie cercetată. De exemplu, am văzut în adunare la noi, de exemplu, la prima rugăciune, toată adunarea era ambalată. La a doua rugăciune, toată adunarea era ambalată. La a treia rugăciune, cineva a dat-o fals, o deraiat, o sărit trendul de pe șine și nici fratele Cristi, nici Sorin, nimeni nu mai zice nimica. Asta înseamnă că el o judeca pe individul ăla sau pe cel care... rugăciunea. Da, eu judeca rugăciunea. Deci el în timpul rugăciunii... Da, în timp ce spunea cineva rugăciunea, el judeca. Corect. E bine? Că făceau judecăți în timpul rugăciunii. E foarte bine. Chiar în contextul ăsta de slujirea fraților prin daruri, prin lucrarea Duhului Sfânt, ni se spune că trebuie să cercetăm. Da? Trebuie să cercetăm orice lucrare și să vedem dacă într-adevăr e conform cuvântului, conform călăuzirii Duhului Sfânt care avem prin cuvânt. Îmi tristesc pe Duhul Sfânt dacă eu zic, dar oare rugăciunea asta e potrivită? Nu, de exemplu, dacă cineva s-ar ruga... Doamne, îți mulțumesc așa de mult că pe cruce Dumnezeul Etern a murit pentru mine. Da? Și după aia și clarifică. Pentru un moment, Dumnezeu i-a asistat. Știi? Să fie cât se poate de eretic. Și tu zici, Amin, aleluia! N-am mai auzit așa ceva. Da, Duhul Sfânt va fi foarte întristat. Extrem de întristat. Da? Deci după asemenea rugăciune, într-o biserică serioasă, dacă s-ar spune Amin, dacă ar fi clar că a mers ori nesesizat sau chiar s-a înțeles că e ceva benefic și păstorul nu zice ceva după, e problemă. Deci e problematic. Da? Deci la noi în biserică, dacă cineva ar zice o erezie curată și toată biserica s-ar uni, adică ar spune, da, Doamne, noi suntem de acord și ne rugăm aceeași erezie. Ciprian i-a oprit pe toți, n-ar apucat să zic Amin. Da, Ciprian i-a oprit. Ca tare, noi trebuie să ascultăm, dar trebuie să cercetăm. Deci trebuie ca să fim și concentrați și trebuie să și cercetăm. Și cercetăm cum? Nu dacă îmi place mie rugăciunea. Nu dacă îmi place. Dacă fratele Iosif se roagă ceva care pe mine mă incomodează, poate se roagă ceva, mărturisește ceva care arată lumină în viața mea undeva unde nu vreau să fie lumină. Da? Mm-hmm. Sau poate se roagă ceva, se roagă despre faptul că el vrea să fie mai, să ajute Domnul să fie mai darnic sau mai activ în evanghelizare și eu chiar nu vreau asta, știi? Adică știu că ar trebui, dar eu trebuie să zic Amin, pentru că rugăciunea lui e biblică și pentru că Duhul Domnului îmi confirmă că eu trebuie ca să mă unesc în rugăciunea aia, da? Dar dacă el o dă slab și zice ceva total pe lângă eu, nu trebuie să zic Amin. Eu trebuie să-l atenționez pe el, da? Să veghez asupra lui și el să înțeleagă, oare ce am zis? Ce am zis? De nimeni nu a zis Amin. Ce am zis ceva total greșit. Cel mai bun fel prin care cineva învață să roage corect, da? Dincolo de rugăciunea după Scriptura acasă, e rugăciunea în biserică. În biserică înveți să te rogi. Într-o biserică care îi critică în sensul că va judeca după Scriptură, dar în același timp îi iubitoare, înțelegătoare, nimeni
dacă tu zici o prostie neintenționată sau poate chiar intenționat, nu o să vină după să spună, știi, pentru eretici rugul avem pregătit afară. Nu. O să venim ca să spunem, uite, ai zis chestia asta, poate că nu înțelegi aspectul ăsta din cristologie, poate nu înțelegi, sau poate că a fost o confuzie, sau poate că... Deci dacă se vede că tu chiar ai o neînțelegere a unei doctrine esențiale, în dragoste vom corecta, vom da resurse, vom sta alături de tine ca să înțelegi corect. Și în felul ăsta toată biserica se disciplinează în a se ruga corect. Toată biserica se disciplinează în a verifica în rugăciunile private, rugăciunile după cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre voi aveți practica asta, de exemplu, să vă filtrați propriile cuvinte prin filtrul Scripturii, dar trebuie să-l dezvoltați. Chiar în rugăciunile voastre. Adică, înainte ca să te rogi ceva, mintea ta ar trebui să proceseze. Mintea ta ar trebui să fie, cum spune Scriptura, plină. Plină de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în voi din belșug. Când te pui să te rogi, ceea ce iese din gura ta sau în mintea ta, n-ar trebui să fie altceva decât cuvântul parafrazat. Atât. Ai anticipat puțin pregătirea pentru rugăciune, care asta ar fi, nu? Pregătirea pentru rugăciune înseamnă ca eu să fiu plin de cuvânt. Și într-un fel se leagă pasajul care vorbește despre mulțumire, despre cântare din Coloseni, începe așa. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi și vorbiți între voi cu și așa mai departe, după aia mulțumiți lui Dumnezeu. Deci este o rugăciunea este o reacție a plinătății de cuvânt. Dacă rugăciunea slabă, înseamnă că sunt slab în cuvânt. Dar asta ar fi un pas pregătitor pentru rugăciune. Dacă eu zic că o să citesc acum ceva din cuvânt ca să am ce să mă rog. E bine și asta. Dar eu trebuie să trăiesc o viață în care mă umplu cu cuvântul lui Dumnezeu ca să mă pot ruga. Pot să sugerez un alt pas preliminar sau necesar pentru un pas preliminar pregătitor pentru rugăciunea în public. Rugăciunea în privat. Okay. Deci, dacă meditarea asupra cuvântului e locul din care ești călăuzit, locul din care ești alimentat pentru rugăciune, locul din care ești ghidat, cercetarea cuvântului, citirea cuvântului, meditarea asupra cuvântului devine schița rugăciunii. Da? De acolo Domnul te călăuzește încât să știi ce să te rogi. Următorul pas e ca să te rogi. Înainte ca să te rogi în biserică, să te rogi în privat. Ce să te rogi? Să te rogi după cuvântul lui Dumnezeu. Să te rogi informat, călăuzit de Duhul Sfânt prin cuvântul lui Dumnezeu. Și această practică acasă, această practică în privat sau în familie, va informa, va alimenta rugăciunea ta în congregație. Cum? Păi dacă eu, de exemplu, citesc un pasaj din Scriptură, care, dau un exemplu, sau meditez asupra unor aspecte din Scriptură, zilele acestea ascultam un mesaj despre neschimbarea lui Dumnezeu. Și m-am pus să citesc mai mult despre imobilitatea lui Dumnezeu. Asta este pentru mine o sursă de motive de rugăciune. Eu pot ca să laud pe Dumnezeu în gândul meu, în rugăciunile mele, despre faptul că El este neschimbat. Ce înseamnă asta pentru mine? Te laud, Doamne, pentru că datorită faptului că ești neschimbat, eu pot ca să fiu întotdeauna sigur de promisiunile tale. Te laud, Doamne, pentru că și am 10 motive care decurg de mulțumire și de laudă din aceste texte biblice despre caracterul lui Dumnezeu care este neschimbabil. Practicând asta în timpul meu privat, în meditația mea privată, în rugăciunile mele private, duminică dimineață când vin ca să laud pe Dumnezeu, eu am schița făcută. Eu știu. Eu am fost afectat. Afecțiunile mele, emoțiile mele, gândurile mele au fost afectate de acest aspect biblic care Duhul Sfânt l-a iluminat pentru mine. Aș sugera inclusiv să-ți notezi lucrurile astea. Da? În timpul săptămânii, în meditațiile tale, în rugăciunile tale, notează-ți undeva, pe telefon, pe o hârtie, da? Motive de rugăciune din Biblie. Și astea să informeze rugăciunea ta în adunare. Legătura frățească e un pas preliminar foarte important pentru rugăciune. Știu ce să mă rog pentru frații mei, știu să mijlocesc pentru congregație, dar... Și ar trebui în mod proactiv, intenționat, să căutăm să avem tangență cu ceilalți. E foarte important lucrul ăsta. Foarte, foarte, foarte important. Dar nu chiar dacă e mai greu unora cu alții, ar trebui să facem lucrul ăsta. Dar nu vom putea ca să fim eficienți în a ne ruga unii pentru alții dacă nu ne cunoaștem, dacă nu petrecem timp împreună. Și fapte doi chiar le punem împreună. Legătura frățească cu stăruința în rugăciune. Da. Spus împreună. Poate să încheiem cu ceva despre
rugăciunea prin Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt, cum vrei să-i spui. Rugăciunea prin Duhul Sfânt. Ce înseamnă rugăciunea prin Duhul Sfânt? Cum știu că mă rog prin Duhul Sfânt? Cum știu că celălalt se roagă prin Duhul Sfânt? Ce presupune să mă rog prin Duhul Sfânt în adunare sau privat? Ce înseamnă rugăciunea prin Duhul Sfânt? Deci se face foarte multă teorie la un lucru care e cât se poate de evident din Scriptură. Și anume, rugăciunea prin Duhul Sfânt nu este altceva decât rugăciunea călăuzită de Duhul Sfânt, împuternicită, adică prin puterea Duhului Sfânt, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Atât. Și dacă te uiți peste tot în Scriptură în care se vorbește despre rugăciunea prin Duhul Sfânt, se vorbește despre plinătatea Cuvântului, se vorbește despre Cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să ne ghideze și rugăciunea prin Duhul Sfânt nu e altceva decât atunci când Duhul Sfânt ne călăuzește prin Cuvântul lui Dumnezeu și ne face, ne dă capacitatea, puterea ca să ne rugăm în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Asta e rugăciunea prin Duhul Sfânt. Nu e rugăciunea mistică, nu e rugăciunea unde te bați de pământ, nu e rugăciunea unde faci tot felul de ciudățenii, e rugăciunea care este călăuzită de Duhul Sfânt prin Cuvântul lui Dumnezeu și împuternicită de Duhul Sfânt prin puterea Duhului Sfânt. E cât se poate de simplu, teoretic vorbind, da? Practic vorbind, e cât se poate de dificil. Pentru că asta înseamnă ca să practici metodele astea Harului, asta înseamnă să stărui în cuvânt, asta înseamnă să stărui în legătura frățească și așa mai departe. Adică nu e un automatism. Ar fi mult mai ușor dacă ar fi un automatism. Dacă ai putea să zici, măi, tot ce trebuie să fac e să, nu știu, să repet un cuvânt sau să țip pentru o oră și după aia am intrat în rugăciunea prin Duhul. Asta mi se pare mult mai ușor decât rugăciunea adevărată prin Duhul, care e alimentată, care pornește dintr-o viață saturată prin lucrarea Duhului Sfânt, în Cuvântul lui Dumnezeu, în comunitatea credincioșilor. Asta este într-un fel mult mai dificil, dar în același fel mult mai frumos. Da? Mult mai frumos. Metodele astea lăsate de Dumnezeu, care să formeze, să informeze, să ghideze rugăciunea în comunitatea credincioșilor, atunci când sunt trăite, când sunt aplicate, creează nu doar o rugăciune mai frumoasă, nu doar o rugăciune mai eficientă, nu doar o duminică dimineață mai minunată, ci o viață creștină mai frumoasă. O părtășie, o unitate, nu doar aparența unității. Wow, ce fain să ruga frații aia, parcă tot într-un gând, au aceeași poezie. Nu! Ceea ce e frumos e dacă frații aia chiar sunt una, dacă frații aia chiar experimentează unitatea Duhului prin Duhul Sfânt, da? Asta e frumos. Și lucrul ăla să fie reflectat în viața lor de rugăciune de duminică dimineață sau de duminică seara prin Duhul Sfânt. Deci, confuziile astea vin din tot felul de răstălmăciri umane, când Biblia e destul de clară despre cum să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Să ne ghidăm după Cuvântul lui Dumnezeu și să depindem chiar de Dumnezeu să ne împuternicească, să ne călăuzească în rugăciunile noastre. Amin. Amin.